Astăzi vom vedea împreună momente din Minecraft fără logică. Hai să vedem ce se întâmplă, frate, pentru că ador videoclipurile astea. Sunt efectiv foarte, foarte penale. A făcut băiatul ăsta un piston. Mă, ce face prietenul lui? L-a pus la colț, s-a pus pe shift. No! L-a făcut pitic. Steve Piticu. Așa îi se zice de acum încolo, Steve Piticu. Mamă, ce chiliare. Ia să vedem ce face aici. A făcut ceva cu apă. Bă, pare, uite, are și TNT-uri. Pare că ar fi ceva rachetă așa de TNT-uri. Ia să vedem. Dacă se pune în mijloc, ar trebui să vină TNT-urile și se duce în spațiu cu ele și hai că se duce în spațiu. Doamne, insula sas. Bă, n-ai cum așa ceva. Ia să vedem. Portal fără logică, cum ar veni. Ia uite, bă, nu mai e Steve Piticu. Și a revenit Steve Piticu. Arăta prea funny Steve Piticu. N-ai cum. Se face un portal aici de Nether. Ce? Nu spune că muți portalul. N-ai, mă, cum să-l muți. Ce ai? N-ai cum să muți un obsidian. Dar vine Steve Piticu și... Mă, ce? Cum poți să faci așa ceva că n-ai voie? Bă, cum? Hai să vedem. E și el în Nether. Se distrează aici pe lavă. Bă, și-a pus barcă. Alo? Mă, ce barcă e aia? Am înțeles. Voi vă dați seama că ăla e lemn. Ar trebui să ardă instant. Ești într-un village. Ia uite, villager Piticu. Bă, nu mai pitici în episodul ăsta, mă. N-am văzut așa ceva. Ia să vedem ce se întâmplă în acest village. De e fără logică. Mă, ce? I-a spart patul și a ajuns în Nether. Și villagerul e în Nether acum. Cum naiba, frate? Măi, cum a ajuns în Nether? Vreau și eu să aflu. Ce seară frumoasă. Ia uite, ești aici alături de prietenul tău, villager. Mă, ce? What? A spart jumătate din pat. Îi dă drumul la villager. Se pune în pat și ia foc. Nu, nu face greșeala. Nu ia foc. Mă, e indestructibil villagerul ăsta. Mergi și tu la minat. Ia uite, ai 3 diamante. Vezi că stai bine pe diamante. Poți să-ți faci un pickaxe de diamond. Ce se întâmplă aici? Composter. Se pune în composter. Bă, what? Night vision. Ba, a băgat mare X-ray. Ești nebun. Uite, diamante pe jos. Cum? Mare X-ray ce a făcut. Bă, ce acolo? Bă, voi vedeți? Nu pot să cred. Nu știu dacă observați, dar dați înapoi și uitați-vă că... da, era cineva acolo. Da, știm cu toții că nu putem să punem apă Nether. El tot încearcă, dar poți să pui în ceaun apă. Asta știm cu toții, v-am arătat-o de foarte multe ori. Nu știu ce logică are, dar asta e logica. Mamă, ce casă frumoasă, ce casă fără logic. Ai ușa. Trebuie să te sui pe casă. Ok, pune Infinity pe un bloc de diamond. Și asta înseamnă că dacă pune un bloc de diamond, poate să pună la infinit? Ar fi tare, ar fi tare. Hai să vedem. Deci a pus infinit. Nu pot să cred. Poate să pună la infinit. Mă, ce? What? Un bloc de oak și un bloc de coal fac un tic torch? What? Deci când ai nevoie de o mega torță, folosești un tic torch. Ia să vedem. Și dacă pune jos... S-a făcut, mamă, bă, zici că are night vision. A, face lumină la toată lumea. Ia, ce face din diamantele astea? Ce face din nu, nu, 64 de... De-astea pe cap, doamne. Unde le pui, frate, și de ce se stachează? Ok, nu mai zic nimic. Ok. Cum mai intră în casă? Nu, nu o să știm niciodată. O să dea cu capul oriunde ar intra. Un flint, raw iron. Mă, ce? Flint în raw steel. A, deci nu e flint în steel, e flint în raw steel. Doamne, păi și ia foc? A, ia pe jumate. Ce tare asta. Hai să vedem, pune niște chesturi acolo în crafting. Își pune și el niște chesturi în casă. Mi se pare perfect normal, adică orice om are nevoie de niște chesturi. Vine prietenul lui. Da, prietene, ce vrei să faci? Ok, vreau și un chest de genul. Vreau și un chest de genul. Mamă, e cât camera aici, nebun? E cât camera, bagi aici 100 de stack-uri de diamante. Mamă, ce bază. Ce bază așa obscură în pământ. What? Mă, ce? Ce-a făcut ăla acolo cu torțele? A făcut ceva ilegal. Ceva foarte ilegal. Ok. Au bucată de apă. Nu mai arde. Nu știu de ce a intrat în focul ăla. Dar uite, efectiv nu poate să stingă focul ăsta. Bă, ce n-ai, mamă? Nu poate să stingă focul? Cum naiba? Mamă, ce face mă la Enderman? Mamă, l-a pus în cușcă. Ok, aparent se ferește de săgeți. Și mai dau pe un lever. Ah, ok, a venit ăsta și a tras și gata, e mort.
mă, ce s-a întâmplat? Ești tu mină frumos, ia uite ce frumos este afară, mă, ce skin are ăsta. Queen item frame, o găleată cu apă. Mă, ce se întâmplă, doamne. Upside down bucket, a pus apa cu sus în jos și a mers. Bă, nu omoră toate văcuțele, trebuie să lași măcar două văcuțe să se mulțească. A rămas doar o văcuță micuță. Și porcușorii, am murit și porcușorii. Până l-a spart. Ce s-a întâmplat acolo? Ia, e și laminat. De fapt, a ieșit de laminat. Cred că a fost pe laminat. Și are blocuri de iron. Ia să vedem ce face cu ele. Face iron golem. Mi se pare normal. E o chestie ce poți să o faci. Face rost de iron înapoi. Nu vi se pare că nu e o chestie foarte deșteaptă? Pentru că el pune... Mă, de ce are cap așa? Nu mai zic nimic, nu mai are nicio logică. Ia, e într-un sătuc, are și obsidian, poate face ceva cu obsidianul ăla. Iară fură paturile, mă, iară fură paturile, a furat tot episodul 4 din village, a găsit niște mere, se întâmplă ceva în casa... Ok, eram sigur că se întâmplă ceva în casa asta. Și se deschide pe rând ușa, ce ușă e asta? Bă, da, are la vaci, zici că sare în piscină aici. Uite-te și tu. Bro, zici că sare în piscină. Uite-te și tu. Așa le mulțește? Păi ai nevoie de un milion de wheat aici ca să le mulțești pe toate. Doamne, și merge pe ele. Ok, pune un chest. Pune două. Cred că iar facem un chest de la gigantic. Nu mai facem niciun chest gigantic. Ia uite. Vedem în chest. Vedem dar ce are pus în chest. Diamante sau ce mai pune el. Le vedem. Ia, se duce la pescuit. Hai să vedem cum pescuiește el cu găleata. Ia uite ce frumos. Așa se pescuiește mai nou. Am mai luat un pește și cred că ia un delfin. Cred că ia delfinul. Bă, nu lua delfinul. Fii atent că-l ia. A luat delfinul. Bucket of dolphin. Aoleu. Bă, a prins cățelul acolo. Cred că vrea să-l îmblăzească. Are acolo niște bone-uri. N-a mers. S-a pus pe el. Mă, de când poți să călărești căței? De când? Sunt căluți. De ce logică are? Mamă, ce casă clasică. Deci patru pereți și atâta. Și un acoperiș. Ia uite, și-a pus patul acolo. Unde vrea să-și pună patul? Ce? Nu-mi spune că te pui să te culci sus de tot. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, frate? Ia, face un om de zăpadă. Mi se pare normal, un om de zăpadă. Toată lumea a făcut pe Minecraft. Face și el un om de zăpadă. Dar cred că pune... A pus capul greșit. Doamne, fix ca și iarăn golemul ăla a trecut. Ia, s-a dus și el la minat, a dat de bedrock. S-a dus destul de jos, sincer. Adică, nu o găsești chiar diamante la stratul ăsta. Bă, mută bedrock-ul. Vezi că n-ai cum să-l muți. Pune și... Doamne, am pus redstone torch și block of redstone. Și am mutat bedrock-ul. N-ai cum, e imposibil. Ce craftează, mă, ăsta? Iron pickaxe, ok. Și se duce mină. Cred că e ceva mină pe care nu vrem să-l vedem. Sau? Mă, ce s-a întâmplat aici? Aoleu, un carusel infinit. Uite, și-a ieșit pe acolo. What? Eu mi-am luat brain damage. N-are nicio logică ce s-a întâmplat. Mamă, ce sat frumos. Oh, și avem și carusel. Iar avem ceva cu minecart. Mamă, ăla ai gara. Dar stă un creeper fix pe linia de tramvai. Hai, dă în el. Mamă, dacă bubuie ăsta... Nu, o să bubuie. Ok. Nu cred că trebuia să facă asta. Mama, am ajuns în Nether. N-au mai fost de mult în Nether. Ia și băiatul niște Nether Egg. Mă, ce? A pus apă și îl împinge pe ăsta în apă. Ce se întâmplă aici? Doamne, câte lucruri greșite. Apă Nether, Enderman-ul în apă. N-ai cum. Ia să vedem ce face cu pistoanele astea, pentru că sunt foarte curios. Pune ceva redstone în spate și a trebuit să fac o firmă de sugar cane. Eu așa zic, adică ce poate să facă mai mult de atâta? Ia. Apasă pe lever și nu cred că ar trebui să funcționeze așa. A găsit două shulker sharduri de astea, shell-uri, pardon, și face un shulker box. Un purple shulker box care, bă, îl atacă. Stai, mă, că în ăla ar trebui să spui ITV, nu să te atace. E pregătit frățiorul de dragoni. Ia uite, a venit cu Eye Offender și mai e doar unul. Gata. Hai în end, băieții. Da, cred că se întâmplă ceva. Se întâmplă... Au picat pe sub. Cum naiba? N-are cum. Mama, o bază mină. Ok. Și au făcut un jukebox. Mamă, cine craftează jukebox? Ești nebun? A pus muzică. A scos muzica. A spart asta. Dinner bone?
Nu pot să cred. I-a dat numele Dinner Bone, ia. Ah, s-a întors numele melodiei, ok. Nu mi se pare așa, wow, dar totuși. Bă, a dat foc la găină. Bă, măcar așa are mâncare deja gătită, nu mai trebuie să o pună el în furnal. Ce face mă Enderman-ul? I-a dat foc la Enderman. Doamne, s-a pus în apă. S-a pus în apă Enderman-ul care nu... N-are voie să atingă apa, efectiv. I-a dat căul bețe. Bă, da, i-a dat la bețe. 3 stecuri de bețe. Ce face cu atâtea? Cred că... Mamă, câta torța! Doamne, mega torța. Asta e prăjină, nu e torță. O, ia vezi aici MLG. Și a sărit, bă, în apă. Cum era să-și ia damage? Era prea tare să-și ia damage când sare în apă. Ia că vine și prietenul lui. Cred că și-a damage prietenul lui. Hai să vedem dacă e cum zic eu. Sar, mă, de acolo. Mamă, ce trambuline și-au făcut. Și... A murit. Cum naiba? Ia, cine face cel mai rapid turn? Să vedem. Bă, au dat în... Au dat de nori. Cred că se întâmplă ceva cu norii. Deci cred că se întâmplă ceva cu norii. Ăștia merg pe nori acum. Mă, ce? Bă, cât de tare. Asta vezi că e tare. Cică, hai și tu, e ok. Vine și el și a picat. Mi-a picat și el. L-a mințit. Ia, ce găsește aici în fierărie? Bă, vezi că a găsit niște iteme bunicele. Așa, și aici este casa lor. Deci ei au casa aici, dar n-au luptat până acum. Niciodată fierăria. I-a dat acolo un pickex. Și ce se întâmplă? Minează ceva random. Cred că îl minează pe domnul villager. Fii atent. Îi minează nasul. Bă, i-a furat nasul. Doamne, cum arată fără. Ce arată prea ciudat. Zici că e Steve. Și arunca nasul lui și îl pune la Steve. Era prea tare să-l pună pe Steve nasul. Îl pune. Hai, du-te. L-a pus. Doamne, cât de tare e. Bă, n-ai cum. Ia să vedem. Se plantează niște sapling-uri. Foarte, foarte bine să replantezi copacii. Este excelent și pentru Minecraft și pentru realitate. Pentru toată lumea e bine să replantezi copacii. Ia. Și vine prietenul lui și zice: ce mă ăsta, n-ai plantat bine. Hai să te învăț eu. L-a plantat pe lateral. Bine-s. Și pune și cu bone meal. Ia să vedem cum crește copacul. Mamă, da, crește cel mai mare copac. Ia uite-l. Doamne. Zici că e un copac doborât de o furtună ceva. Bă, au spawner aici de păianjen, dar nu prea merge că ăștia se urcă. Sau așa ar trebui să meargă spawnerul? A, pun fence-uri să nu mai urce. Ok, e o tactică interesantă. Ia, pune și ăla fence. Bă, vezi că pui fence-ul greșit. Bă, îl pune greșit. Nu așa se pune un fence. Doamne, cum le pune, voi vedeți? Pune efectiv invers. Mamă, da, băiatul văd că e cu redstone. Are un chest special de redstone. Dar ce face? Aaa, face bază secretă. Mamă, ce bază secretă e aia? A tras acolo și se bagă în bază. Bă, e cea mai secretă chestie. Dar vine ăsta. Zice, bă, am eu o idee mai bună. Mamă, și mută pistonul. Fii atent că... Am mutat pistonul. A mutat pistonul. Mamă, plouă afară, e urât. Hai repede în casă. Ok, nu, hai să nu mai stăm în casă. Hai să mergem pe acoperiș. De ce ai stat pe acoperiș când e furtună? A, să pui de ăsta de trăznet. Ia să vedem. Pune ăla de trăznet. Ce să mai pune? Să vedem ce se întâmplă. Ok, nu cred că a fost cea mai bună idee. N-a fost cea mai bună idee să pună fix pe casă de lemn. Ia să vedem. Face și băiatul ăsta o fermă de sugar cane. Mi se pare normal, sincer. Adică cine n-are nevoie de sugar cane? Vine prietenul lui și zice: nu, noi n-avem nevoie de fermă de Ok. Nu cred că așa funcționează sugar cane-ul. Ăsta nici măcar nu poate să se urce. Ăla nu știu cum a putut. Și chiar nu înțeleg cum. Știi cum se duce? Zici că e scaffolding. Zici că e scaffolding. E bine, cam acesta ar fi episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați pentru că 75% dintre voi nu sunteți abonați încă. Eu am fost Sinner și să ai o zi minunată în continuare. Te-am pupat. Pa, pa!